Salut! Îți plac serialele turcești, dar nu ai timp ca să urmărești istoriile captivante și pasionale luni sau chiar ani de zile. Atunci ai dat de videoul potrivit, deoarece astăzi am pregătit pentru tine o listă cu serii turcești scurte, care au mai puțin de 17 episoade. Dar înainte să începem, aș vrea să-ți spun că pe canalul meu poți să găsești multe clasamente tematice interesante, inclusiv cu producții turcești și alte chestii curioase legate de cinematografie care ar putea să-ți placă. Abonează-te dacă încă nu ești abonat și activează toate notificările pentru a nu rata alte videouri interesante. Și hai să începem! Dragostea te va face să plângi. 16 episoade. Yusuf și Ada sunt doi tineri îndrăgostiți și chiar dacă trăiesc într-un sătuc uitat de forfăta vieții contemporane, sunt fericiți și mulțumiți de puținul pe care îl au. Principal e că sunt împreună. Însă unchiul Adei, care a crescut-o de mic copil, deoarece ea a rămas orfană, nu este încântat de această relație și angajează măritișul fetei cu un bărbat înstărit și respectabil, cu mult mai în vârstă decât frumoasa nepoată. Rugămințile și lacrimile Adei îl lasă indiferent pe unchiul insensibil, interesat doar de banii oferiți pentru această căsătorie. Plictisit de insistențele repetate a nepoatei încăpățânate, acesta chiar o bate într-o zi. În același timp, mirile cu care s-a aranjat măritișul îl amenință pe Yusuf. În așa condiții, tinerii înțeleg că nu vor fi lăsați să-și trăiască iubirea și hotărăsc să plece în Istanbul, oraș mare cu posibilități infinite. Însă aici îi așteaptă și mai multe greutăți care vor fi nevoiți să le înfrunte pe drumul spre fericire. Inima la răscruce. 13 episoade. O istorie emoționantă despre o femeie a cărei viață se schimbă într-o clipă și nu într-o direcție favorabilă. În vârstă fragedă, Elvan a rămas orfană de mamă și această pierdere a lăsat un gol imens în sufletul plăpând al copilului. Tatăl său însă nu resimțea durerea așa de acut și la scurt timp după ce și-a pierdut soția, s-a recăsătorit. Totuși, mama vitregă, care ar trebui să sprijine fetița trecută prin tragedie, s-a dovedit o fire aspră care, din contră, agrava mai mult durerea sărmanului copil. Din acest motiv, abia împlinind vârsta de 18 ani, Elvan se căsătorește cu Tahir, doar ca să fugă din casa părintească. Dar nici viața cu Tahir nu e mai dulce, el dovedindu-se a fi un alcoolic și un jucător înrăit. Cu toate acestea, în familie se nasc doi copii adorabili, Serai și Selim. Acum când pare că viața lui Elvan în sfârșit va deveni ceva mai bună, pe frumoasa eroină o mai așteaptă o lovitură. Feciorul său Selim decedează în urma unui accident. Și acestea nu sunt ultimele încercări cumplite prin care va fi nevoită să treacă Elvan. Nu plânge, mamă! 13 episoade. Alev de mică era convinsă că o așteaptă un viitor luminos. Deșteaptă și frumoasă, planifica ca după universitate să obțină o slujbă prestigioasă și o carieră de invidiat. Însă toate aspirațiile au fost pulberate după întâlnirea cu Adam. După o noapte petrecută împreună, acesta a dispărut, lăsând pe Alev cu inima frântă de disperare. Dar faptul că tânăra a rămas însărcinată făcea ca părinții săi să afle despre aventurile amoroase a fiicei. Din frică să nu-și strice imaginea de familie respectabilă, părinții lui Alev au gândit un plan nemilos pentru a scăpa de rușine și judecata celor din jur. Copilul născut va fi transmis în familia celelaltei fiice, care deja este căsătorită, dar pe Alev, ca pedeapsă, o vor plasa într-un spital de psihiatrie. Zis și făcut. Mai mult de 10 ani, Alev a fost ținută în spital, unde zi de zi, închisă între patru pereți, înconjurată de nebuni, a plămădit planul cum se va răzbuna pe toți cei care au despărțit-o de copilul său și au silit-o să-și rosească tinerețea în locul acesta cumplit. Și iată că în sfârșit este eliberată și poate din plin să plătească datoriile celor vinovați de viața sa distrusă. Povestea de pe insulă. O istorie interesantă plasată într-o ambianță paradiziacă a unei insule minunate. Eroina principală, Haziran, o tânără isteață și ambițioasă, este trimisă pe o insulă pitorească cu scopul să cumpere o parcelă de pământ pe care întreprinderea unde este angajată va construi un hotel luxos. Sarcina nu pare imposibilă.
atâta timp cât șeful tinerii este dispus să ofere o sumă frumoșică pentru terenul în cauză. Însă nu toate problemele pot fi rezolvate cu bani. Și se pare că Poeiras, proprietarul pământurilor pe care se vrea construit hotelul, nu se grăbește să le vândă și refuză ofertele generoase de la Haziran. Ca să grăbească procesul, șeful tinerii, nerăbdător să obțină terenul, înaintează o propunere. Dacă Haziran îl va convinge pe Poeiras să-și vândă parcela, ea va fi numită responsabilă pe hotelul care se va construi aici, ceea ce îi va asigura o avansare amețitoare și un salariu pe măsura funcției ocupate. Între timp, acele mici întrevederi dintre Haziran și Poeiras se pare că au trezit nu doar sentimente legate de afacere. Deep. 8 episoade. Sahir este un psiholog talentat angajat într-un sector de poliție din Istanbul. Specializarea lui Sahir este dialogul cu persoanele cu tendințe suicidale și psihologul cu succes a însușit această sarcină grea și responsabilă. Zeci de vieți au fost salvate după conversațiile cu medicul înzestrat. Însă viața liniștită a lui Sahir ia o întorsătură neașteptată după ce acesta, crezând că are de a face cu o nouă tentativă de suicid, o salvează pe Bilge, o tânără hacker care este urmărită de o grupare în armată. Acum cei doi devin ținta unor forțe cumplite, capabile să îi înlăture pe toți care le ies în cale. Bilge îi destăinuie lui Sahir informații secrete despre care psihologul nici nu bănuia până acum. Tainele obscure se destramă una după alta, scoțând la iveală adevăruri cutremurătoare și eroii principali sunt nevoiți să formeze o echipă pentru a se salva de pericolul ce amenință. Dragă trecutule, 8 episoade. Cât de des te-ai întrebat cum acțiunile tale din prezent vor afecta viitorul? Acest serial este anume despre astfel de acțiuni. În centrul istoriei se află trei tinere, medic, cântăreață și moștenitoarea unei averi impresionante. Fiecare din ele își trăiește viața plină de griji, bucurii și probleme. Într-o zi ele primesc câte o scrisoare care le strânge pe toate la o nuntă într-un sat îndepărtat. Aici tinerile află cu stupoare că de fapt sunt surori. Această știre le dă lumea peste cap deoarece ele nu știau aproape nimic despre familia din care provin. Dar întâlnirea aceasta neașteptată nu este deloc o reuniune familiară fericită. Surorile află multe secrete care pot să le schimbe viețile, dar misterele dezlegate ridică și mai multe întrebări. Cum să trăiești mai departe dacă totul ce știai până acum este o iluzie? Cine din rudele recent găsite este prieten și cine este dușman? Și poate unele secrete mai bine rămâneau secrete. Acum eroinele principale urmează să descurcească o istorie de-a dreptul complicată și nu se știe unde le vor aduce aceste descoperiri. Nevinovăție. 13 episoade. Ela este stagiară la un holding internațional. Optimistă și ambițioasă, tânăra atrage atenția lui Ilker, șeful întreprinderii. Dar nici ela nu rămâne indiferentă de atenția lui Ilker. Și se pare că pe niciunul din ei nu-l deranjează faptul că bărbatul este cu 16 ani mai în vârstă decât frumoasa stagieră. Însă părinții cuplului nu împart aspirațiile celor doi. Pe de o parte este mama tinerii, încrezută că pentru bogatul și influentul Ilker, fiica sa este doar o aventură de scurtă durată, în timp ce părinții lui Ilker deja i-au și găsit o soție potrivită. Situația se complică și mai mult atunci când Ela, bătută până aproape de moarte, este găsită pe marginea drumului. Mama sa este convinsă că astfel familia lui Ilker a încercat să scape de tânăra care le strică planurile. În același timp, purtarea stranie a lui Ilker ridică și mai multe semne de întrebare. Și părinții tinerii încep o luptă nedreaptă și dificilă pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu Ela și a atrage vinovații la răspundere. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Pe curând!